Parte despre persoanele vizate de perchezițiile procurorilor DICOT în dosarul fraților Tate. Mascații au descins ieri și la cel care le asigura paza celor 2 milionari. Vorbim despre un fost ofițer de informații DGIPI. Gândul scrie că acesta folosea o adevărată armată de mercenari pentru protecția fraților Tate, mai ales că aceștia se temeau că ar putea fi jefuiți de diverse grupuri infracționale din capitală. Toți ar fi avut pregătire militară și ar fi provenit din structurile MAPN și MAI. Denisa Dicu, colega mea, urmărește subiectul și vine cu cele mai noi date. Denisa, te ascultăm. Bine te-am găsit, Lorena, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Din informațiile pe care le avem în urma perchezițiilor făcute ieri de procurorii DICOT, nu au fost audiate încă alte persoane suspecte în dosarul de trafic de persoane, de organizarea unui grup infracțional, dar și de viol, în care sunt acuzații frații Tate împreună cu cele două femei care l-ar fi fost complice, care au fost și ele arestate împreună cu cei doi britanici la sfârșitul anului trecut. Procurorii DICOT au făcut ieri percheziții la 7 adrese, printre care și la locuința persoanei care se ocupa de paza și securitatea fraților Tate. Tot acesta este și persoana care mai merge din când în când, atunci când are program de vizită, la arestul central al Poliției București, acolo unde sunt arestați frații Tate, pentru a le aduce mai multe bunuri. Vorbim aici de haine, dar și bani pentru frații Tate, pentru că acestea au fost solicitările lor din ultimul timp din spatele gratiilor. Procurorii au ridicat de la acesta două telefoane, dar și o tabletă, ce urmează să fie percheziționate informatic, astfel încât anchetatorii să identifice mai multe dovezi și probe în acest dosar. De asemenea, anchetatorii au făcut percheziții și la vila pe care ar deține-o frații Tate în Comarnic, dar și la locuința și studioul de video ale lui Vlad Obu. Luptătorul de arte marțiale este un apropiat al celor doi milionari și acesta, din potrivit unor surse apropiate de anchetă, urmează să fie citat de DICOT în cursul săptămânii viitoare pentru a fi audiat.